Astăzi, cărora le mulțumim și i-amintim. Memorialul Ipotești, Centrul de Studii Mihai Eminescu, care este și gazda noastră în această zi, Școala Gimnazială numărul 8 din Suceava și APC Europe Direct Botoșani. Pentru a intra în miezul altui proiect, Sărbătoarea Gustului, vă invit în fața dumneavoastră pe responsabilul acțiunii care se va desfășura tot astăzi, începând cu ora 15:30, tot în incinta Memorialului Ipotești, dar nu aici în sala amfiteatru, ci în foișor. Așadar, pentru a afla surprizele pregătite, predau microfonul doamnei învățătoare Maria Rotaru de la Școala Gimnazială numărul 8 din Suceava, pe care o invit alături de mine.